Dar senzația pe care o am aici, fiind implicată în gestiunea acestei organizații, este că este un mamut cu picioare de lut, care are o sumedenie de direcții și secții care se suprapun, lucrează în paralel, problemele se transmit de la o direcție la alta fără a fi rezolvate pe parcursul mai multor ani. Nimeni nu știe clar până unde este responsabilitatea fiecăruia.